Salutare prieteni și bun venit pe canalul meu. Numele meu este Mariu și astăzi facem review la Glove Hyper. L-avem aici. Sigilar nedesfăcut. Astăzi l-am achiziționat. Nu cred că a zis-o corect, dar în fine. Pachetul foarte mișto. Vine și cu un... Deci are prețul foarte mic. Deci vine inclusiv cu un pachet de țigări din astea așa. O să vorbim acum și că inclusiv o să desfacem o țigară mată. Am deja una la teste. O să desfacem pachetul să vă arăt cum arată tot ce se găsește în el. Haideți să trecem la treabă, să facem un mic... Deci cam așa arată cutia, un ambalaj destul de premium, bă, un preț foarte accesibil, deci eu am plătit pentru inclusiv pachetul ăsta care are undeva la 20 de sticuri de țigări, da, pot să zic sticuri, sau stickere, în fine, am încercat câteva, sunt destul de decent, la început o să fie puțin greuț, adică probabil o să tușești, pentru că în funcție de concentrație, asta o concentrație, dacă nu mă înșel, de uite că scrie aici 6,8 tutun. Deci, bine, asta e grame per nu știu dacă se referă per țigară, în fine. N-aveți voie să le aprindeți cu bricheta ceva, o să vă arăt imediat cum arată și interior, bineînțeles, când ajungem. Aici pe cutie mai găsim ceva specificații despre ea, în fine. Chestii normale. Și undeva pentru o parte avem chestia asta să le desfacem. Deci e deja ambalată, nu am desfăcut-o. Deci eu o să iei din partea asta, dezambalez, frumușel. E cel mai frumos când trebuie să dezambalezi un produs. Mai ales produsele de la Apple. Ok? Bun, perfect. Am dat la o parte, dăm țipla. Nu e așa de premium țipla, dar e decentă. Ia să vedem dacă reușim. Alea e cam complicată, dar merge. Ok. A, și văd cum are aici ceva. Se poate să desfacem. Ia să vedem. E cam dificil. Trebuie să-mi iau un suport să pot facem unboxing destul de ok. Ok. Sper că am reușit. Să vedem ce conține pachetul. Ca asta mă interesează. Să dăm la o parte. Hai să vedem cum se deschide fix ca la iPhone. Ok. Hai să întoarcem invers. Ca asta e poziția lui. Hai să vedem, dacă vreți. Nu e ca la iPhone, la iPhone iese. La asta nu iese, ok, bun. Așa arată și cutiuța, nu știu, să crește, o reclamă. Da, cred că este o... Nu, așa este lipit, nu știu ce semnificație are. Bun, cam asta este device-ul. În țiplă, deci nou-nouț. Este negru, da, ok. Să dăm această țiplă jos. Ok, mamă, ce plăcut e la atingere. Se vede că e ceva premium. Hai să vedem. Cam asta este țigara. Deci, țigara, bineînțeles, unde se bagă țigara. Aici aveți un slot unde se bagă fizic țigara. Ok. Aici mai jos o să aveți, să puteți curăța, exemplu, dacă vă cade gen tutun sau chestii de genul. O să vă arăt cum să-l și curățați. Ok. Aici, în partea asta, tot de jos, avem o conectare Type-C, deci și o încărcare, cum poți vedea, scrie și aici pe spate, la 5V, deci 5V la 2A. Ok, deci cam asta este produsul. Este fabricat, bineînțeles, asamblat în China, dar să știți că e un material foarte plăcut la atingere, gen și butonul de aici are și aici un butonaș. Destul de ok, adică e un material destul de premium. Acest pachet înainte costa undeva la vreo 200 și ceva de lei, nu știu cum s-a mai ieftinit, deci e promoție super șmecheră. Bun, deci hai să punem și acest device la o parte, avem acest mic grătărel, e chestie de plastic, mine nu ne interesează. Aici, în acest chestie, o să găsim manualul de folosire, o să mergem după aia să ne uităm pe el. În pachet mai vine cu un cablu Type-C de o calitate destul de bună, zic eu. Ok. Mai vine cu un încărcător, deci cablu, destul de premium, adică se vede că e ceva mult mai serios. Tot la fel Glow. Scrie Glow? Da, Glow. Așa. Specificații nu vă să aibă pe el prea multe chestii. Deci prea multe specificații nu găsesc pe acest în cablu. Am mai dat, uite aici. Deci avem așa, nu știu dacă focalizează asta, deci avem felul următor, 500 de amperi,
nu, am, mă, nu știu cum să-i traduc. Nu scrie prea multe chestii. Eram curios de voltaj. Da, nu scrie această informație. Nu știu, poate nu, deci nu-l văd eu. În fine, după aici în pachet mai există încă o chestie, să poți să scureți aparatul. Chestia asta foarte mișto și scrie Spell Glow. Destul de fain. Practic o să-l deschizi, îl introduci și scureți canalul, practic, să zicem așa. Ceva de genul ăsta. Nu știu. Dar nu se duce mai jos. Ok. Și pe aia, practic, îl trage în sus. Bine. E cam greu cu mine, cu mâna, deci ați înțeles procedura. Bun. Hai să deschidem manualul de folosință. Să vedem cum se folosește. Cum să-ți aprinzi o țigară, cum se... Na, ca să vedem și noi treaba. Introducem neosticul, cum am făcut și eu aici. Deci am luat neostic nou, curat. Nu se poate vedea. Îl introduci în această gaură. Ok. I-am apăsat pe click. După, ne spunem, apăsăm, așteptăm 3 secunde. Dacă... Iar după 5 secunde putem să mai apăsăm, dacă vrem să-l facem strong. Deci aici și modul normal și modul. Apăsăm. Așteptăm. Ok. Normal acum ar trebui să pornească, dar am impresia că sunt descărcate astea. Și din cauza asta. Ia. Nu, că dacă apeși nu mai are nicio relevanță. Da, a mea este descărcată. Dar o să încercăm pe cealaltă, că mai avem una. Avem și pe a doua. Deci, eu oricum deja am fumase, dar facem un test așa. Sperăm și asta să rămână... Ok. Am așezat țigara. Ținem apăsat 3 secunde. Ok. Și vedeți, așa trebuie să meargă. În teorie. Vedeți, se încarcă și când s-a încărcat definitiv, ne dă o vibrație și după aia putem fuma. Ia să vedem. Vedeți? 3 și a 4 și după aia o să vibreze dintr-o dată. Ok, a vibrat. Cei drept nu scoate foarte mult fum la prima vedere. Dar să știți că aromele de... Sunt foarte multe arome și aroma asta chiar mi se pare destul de ok. Chiar fumul stă slăbus, dar să știți că simțiți aroma de tutun, gustul ăla ca să fumați o țigară. Numai că nu mai există fumul ăla intens. Vedeți, e un ceva stra subțire. Nu prea simți gustul extrem ăla de paie, cum zis la IQ sau mai știu cum era. IQS, în fine. Bun, probabil mulți dintre voi o să aveți întrebarea, dar cât ține bateria, câte țigări poți să fumezi? Deci poți fuma cei de la, bine, de la magazin, mi-a spus undeva la 30 și ceva, dar stau să cred undeva la vreo, undeva la vreo 20 de țigări. Deci îți permite să fumezi un pachet, după aia pui la încărcat, timp de așteptare undeva la 2 ore. Ce am mai văzut eu, diferențe, că fumez mult mai mult ca o țigară. Adică are mai puțin tutun. Eu care fumez numai țigări lungi, mi se pare că ține destul de mult. Bun, o să termin țigara și revenim. Am terminat. Acum ce să vă zic. Sincer, după ce fumez o țigară de asta, sincer, nu mai poftă. Eu cel puțin fumez, am fumat următoarea țigară undeva la vreo jumătate de oră, o oră. Deci nu e ca o țigară că simți nevoie iar să fumezi. Bun, hai să scoatem țigara de aici. Se scoate foarte ușor. Oricum, dispozitivul, când mai are o liniuță, mai sunt undeva, cred că la 10-15 secunde, și se termină. După aceea, când o să scoateți, cam așa arată țigara. Să vă zic exact ce se întâmplă aici. Înăuntru există un canal. Nu, practic, nu că zici că bagi și ți-o aprinde de aici. Practic, se încinge un fel de canal circular, cum să zicem, un tub. Și tubul ăla, pereții de la tub, încinge țigara, pentru că aici nu este o simplă țigară, deci nu este doar hârtie, este un fel de aluminiu și practic încinge aluminiul ăla și practic îți dă gustul ăla de tutun,
Deci îți tragi și ceva, îți vin și ceva abur dacă fumezi intens. Mie mi se pare destul de ok. Și prețul e decent, adică un pachet de ăsta de 20 de țigări undeva la vreo 17 lei. Na. În afară am văzut că undeva la vreo 3,50 €. Deci nu e mare diferență, gen. Și în afară, uite, exemplu, în Italia un pachet e undeva la vreo 5 euro. 5-6 euro, poate și 7, nu știu, n-am văzut. Dar știu de ceva timp în urmă. Deci, mi s-a părut o chestie destul de, că zice să nu o aprins foarte clar. E foarte premium, mi-arată. E mult mai ok decât o țigară. Luând în calcul că nu mai leși miroșul ăla de țigară în casă, sau unde fumezi tu, în mașină, arată mult mai premium, deci nu mai ai nevoie de, practic, să zicem, o scumieră, asta o iei și o arunci. Acum o să căutăm ceva să o desfacem. Și o să vă arăt cum arată în interior. Se pare că n-am vrut să o tai cu ceva, s-a rupt, în fine. Hai să vedem. Aici se află tutunul. Deci se vede că s-a maronit și aici în față mai puțin. Bun, o să facem pe masă și după aia o să curăț eu. Deci, hai să vedeți cum arată. Aici în față se vede că tutunul era decent. Deci ăsta nu s-a cam ars. Ok, foarte tare. Dar hai să opresc să vedem cum arată. Cum se poate vedea, este maronit așa, închisă, culoare închisă, cum ar fi ars, să zicem, dar nu e ca ars pentru că asta nu o scoate scrum și l-am și mirosit, mi-a miros acum, nu miroase a ars, miroase a tutun, cum miroase un tutun. Deci practic își menține, uite, asta este partea care nu a ars, s-a ars foarte puțin pentru că era vârful. Eu practic v-am zis, adică el nu arde la vârf, află din pereții ăștia respectivi. Înăuntru la fel, se mai află încă o bucată, nu știu dacă pot să o desfac cu mâna. O să încerc să desfacem filtrul, să am vedem cum arată. Bucata elantă, bucățile alea din față, aici e filtrul, să vedeți cum arată filtrul, dar cred că lumea mai deschis. Deci, aici e filtrul normal și aici este biluța aia cu click, deci nimic deosebit. Deci până aici destul de ok. Băi, cam asta a fost micul review. Este o alternativă foarte bună stelești de țigări. Exemplu, știți că avem și acest mic gadget. Care nu este rău nici asta. Dar ăsta fiind mai ieftin, nu, ieftin așa de fabrică, se defectează foarte repede și o să te zici că o să tragi la un moment dat, cum se numește, o să tragi lichidul ăla și chiar foarte nasol. Deci se simte super nașpa. Ăsta este ceva mai nou, ăsta este pe bază de lichid, ăsta pe bază de țigări. Da, probabil ăsta ajungea mai ieftin, că lichidul fiind mai ieftin. Dar nu e așa de sănătos. Nu zic că nu e sănătos. E mult mai sănătos decât o țigară. Dar ăsta e ceva parcă nou. Mi s-a părut destul de ok. Adică simți că fumezi o țigară, numai că e mai sănătoasă, nu mai e așa fumă intens, dar gustul o să te obișnuiești. Îți ia cel puțin câteva zile, o zi, două, până începi să te obișnuiești cu genul ăsta de a fuma în stilul ăsta. Mi se pare ok până acum. Bă, ce să vă zic, oameni, cam asta a fost review despre această țigară. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați un like, să dați un share și ne vedem data viitoare cu alte noi episoade. Pa, pa!